Bun găsit la știrile Brașov TV, sunt Andrei Constantin. Accident rutier pe drumul național 1 la intrarea în localitatea Vledeni. 7 persoane au fost rănite, iar traficul a fost blocat 10 de minute. O șoferiță în vârstă de 20 de ani care se afla la volanul unui autoturism înmatriculat în București se îndrepta spre Sibiu. Potrivit polițiștilor, tânăra nu a adaptat viteza la condițiile de drum într-o curbă deosebit de periculoasă. A pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autoturism în care circula regulamentar. În urma accidentului, 7 persoane au fost rănite, 4 ocupanți din autoturismul care a pătruns pe contrasens și 3 pasageri din autoturismul care circula regulamentar. Toate victimele au fost transportate la spital. Traficul pe DN1 a fost blocat 10 de minute, iar apoi s-a desfășurat cu dificultate mai bine de o oră. Blocul de pe strada Molidului nu va fi demolat. Soluția tehnică pentru rezolvarea problemelor a fost identificată și aprobată. Experții Facultății de Construcții spun că în groapa de sub bloc va fi introdus un material asemănător terenului din zonă. Autoritățile speră să execute aceste lucrări până la sfârșitul lunii ianuarie. La sfârșitul lunii decembrie anului trecut, primăria Brașov a aprobat soluția de punere în siguranță a blocului de pe strada Molidului, din cartierul Răcădău. Imobilul este în pericol de prăbușire. Soluția găsită de specialiștii Facultății de Construcții din Brașov este aceea de umplere a cavității cu un material impermeabil. Valoarea lucrărilor este de peste 100.000 de lei, iar totul va fi suportat de la bugetul local. Umplerea gropii se va realiza cu un material care să aibă aproximativ aceeași rigiditate cu terenul înconjurător. Pentru acest material va fi folosit ciment, nisip, silicat de sodiu, apă și va fi introdus în straturi de câte 25 de centimetri. Se vor monta cel puțin 2 tuburi oblice, de la suprafață până la fundul cavernei. Noi sperăm ca până la mijlocul lunii ianuarie să finalizăm procedura de licitație și de încheiere a contractului pentru aceste lucrări și, dacă vremea ne va permite, până la sfârșitul lunii ianuarie să și finalizăm aceste lucrări. Rezolvarea problemei și găsirea unei soluții viabile este așteptată de toată lumea. Am impresia că este un pic înclinat și atunci va trebui o soluție să-l ridici. Aici, în orașul ăsta, Stalin, fostul Stalin, se mai găsește niște scule, niște aparaturi, niște vinciuri de mare putere care se găsesc la calea ferată și care se pot ridica. Se poate ridica, se poate băga un stâlp de beton sau, eu știu, în prealabil se poate face o chestie de asta și se poate ridica și consolida. Ar fi bine de consolidat să fie, altfel n-are cum. Dar asta e pe stâncă de beton, cum de s-o lăsat? După finalizarea lucrărilor, se va elabora proiectul tehnic de consolidare. În paralel, se va continua expertizarea întregului versant, în zona cuprinsă între Dobrogeanu-Gherea și capătul străzii Molidului. Probleme la șantierul centrului de afaceri din Bartolomeu. În momentul în care a fost evaluată starea tehnică a construcției, la pardoseala de la subsol au fost descoperite mai multe fisuri. Municipalitatea caută soluții pentru rezolvarea problemei. Se poate ajunge până la demontarea pardoselii și montarea uneia noi. Primăria Brașov a lansat o consultare de piață pentru a stabili valoarea reală a lucrărilor neconforme, realizate de firma din Buzău, care a început construcția centrului de afaceri, transfer tehnologic și incubator de afaceri din Bartolomeu. Problemele au fost constatate în momentul în care a fost evaluată starea tehnică a centrului pentru a se stabili valoarea contractului de lucrări pentru finalizarea obiectivului. La pardoseala de la subsol au apărut niște fisuri pentru a vedea care ar fi costurile necesare pentru refacerea acestei pardoseli. Am scos la licitație un studiu de piață. Vrem să vedem cât ar trebui să aloce municipalitatea pentru aceste lucrări. După executarea sondajelor propuse prin expertiza tehnică, soluția pentru remedierea acestor defecte este desfacerea și refacerea în totalitate a suprafeței de beton afectată. Cel puțin asta cuprinde caietul de sarcini. În același document se arată că va fi nevoie de tăierea pardoselii din beton armat și demolarea betoanelor vechi de la pardoseală, ce au o grosime de 15 cm. Firma care va efectua lucrările va trebui să aibă grijă să nu afecteze grinzile de fundare. Firmele care vor participa la procedură pot trimite propunerile tehnice și financiare până la data de 12 ianuarie. Lucrările la acest centru de afaceri din Bartolomeu au început în anul 2014. Ele au mers bine până în luna februarie 2016. Atunci proiectul a fost întrerupt. După o pauză de câteva luni, în luna iulie a acelui an, lucrările au fost reluate. La acel moment, proiectul era realizat în proporție de 40%. Inițial, proiectul trebuia construit din fonduri europene. Pentru că termenul de finalizare nu a fost respectat, finanțarea nerambursabilă a fost pierdută, iar acum municipalitatea va trebui să suporte integral cheltuielile de construcție.
România este pe locul 5 în topul statelor membre ale Uniunii Europene, unde populația este deranjată de zgomotul produs de traficul rutier și de cel făcut de vecini. 20% din populație semnalează această problemă, potrivit celor mai recente date Eurostat. În Brașov, un nivel crescut al zgomotului a fost înregistrat pe mai multe artere principale din oraș. În Brașov, zgomotul produs de traficul rutier depășește valorile maxime de 60 de decibeli pe străzi precum Hărmanului, Feldioarei, 13 decembrie, pe șoseaua de centură, stadionului Făgărașului, Mihail Cogălnicianu, Calea București, Griviței și Toamnei. La nivelul Uniunii Europene, aproape 18% din populație suferă din cauza zgomotului produs de traficul rutier, dar și de cel al vecinilor. Cea mai mare problemă la acest capitol poate fi observată și în alte țări. În Malta, de exemplu, un sfert din populație semnalează confortul produs de zgomot. Malta este urmată în clasament de Grecia, Olanda și Portugalia. Cel mai liniște este în Irlanda, Croația și Bulgaria. Vești bune pentru pensionari, pensia de stat se poate cumula în continuare cu pensia de serviciu. Mai multe detalii ne aduce Răzvan Iancu. Interdicția cumulării ce trebuia să intre în vigoare de la 1 ianuarie a fost eliminată cu doar câteva zile înainte. În sistemul public, românii pot obține 5 tipuri de pensii, la limită de vârstă anticipată, anticipată parțial, de invaliditate sau de urmaș. La acestea se adaugă pensiile de serviciu, cele reglementate prin acte normative speciale și pe care le pot primi numai cei care au avut anumite funcții, cum ar fi parlamentarii sau militarii. Acestea au fost informațiile. La revedere! Aproape 300.000 de turiști au petrecut sărbătorile pe pârtile din Poiana Brașov. În perioada vacanței, instalațiile de transport pe cablu au fost solicitate la maximum. Cea mai aglomerată a fost a treia zi de Crăciun. În perioada sărbătorilor de iarnă, respectiv 22 decembrie 2017, 2 ianuarie 2018, în Poiana Brașov au fost aproape 278.000 de treceri prin turnichete. Ziua cu cele mai multe urcări pe pârtie a fost 27 decembrie, cu 29.400 de treceri înregistrate. În acest moment, în Poiana Brașov funcționează toate instalațiile de transport pe cablu și se schiază în condiții bune pe toate pârtiile. Stratul de zăpadă este de 60 de centimetri. Venituri de peste 10 milioane de euro pentru pensiunile și hotelurile de pe Valea Prahovei și din Poiana Brașov în noaptea de Revelion. Sute de mii de turiști au ales anul acesta să-și petreacă noaptea dintre ani în stațiunile din România. Brașovul și Valea Prahovei au fost în top. Turiștii români au cheltuit în stațiunile din țară de Revelion aproape 37 de milioane de euro, în creștere cu 11% față de anul anterior, potrivit unei analize realizate de Federația Patronatelor din Turismul Românesc. Și numărul turiștilor a crescut cu 5,5%. Brașovul și Valea Prahovei au atras un sfert din această sumă. Majoritatea hotelurilor și pensiunilor din zonă au fost pline în această perioadă. Brașovul atrage în principal turiști cu venituri peste medie. În perioada Revelionului, hotelurile și pensiunile din județ și de pe Valea Prahovei au avut venituri de peste 10 milioane de euro. Știrile Brașov TV au ajuns la final. Nu uitați, ne puteți urmări și online. Toate jurnalele noastre sunt disponibile pe site-ul brasovtv.com. Și dacă ați surprins imagini sau aveți informații importante, le puteți trimite la adresa știri@brasovtv.com. Sunt Andrei Constantin, rămâneți cu Brașov TV. Urmează informațiile despre vreme. La revedere! Vestimentația a fost oferită de Steilman, magazin Star, strada Nicolae Bălcescu numărul 62 și centrul comercial Coresi, strada Zaharia Stancu numărul 1. Magazinul Bazar primește o reducere de 10% la cumpărarea oricărei mașini de spălat rufe și vase, congelator, combină frigorifică sau uscător de rufe și încă 10% reducere când aduci produsul vechi la schimb. Ne găsiți pe strada Aurel Vlaicu numărul 4, Brașov, intersecția cu Griviței, lângă Sinevo.
am primit marfă nouă. Vă așteptăm cu o diversitate mare de produse.